63 de farmacii din județ vor fi deschise în această mini-vacanță, astfel că oltenii care vor avea probleme de sănătate își pot procura medicamente din farmaciile ce vor fi deschise pe 30 noiembrie și 1 decembrie. În Balș, patru farmacii sunt deschise, iar în Caracal și Corabia câte cinci. Și în Drăgănești, tolt Potcoava și Scornicești sunt farmacii deschise, iar cele mai multe au program cu clienții în Slatina, 10. Peste 13 farmacii au program în acest weekend prelungit în mediul rural. Mai exact, sunt deschise farmacii în Băbiciu, Giuvărăști, Izvoarele, Movileni, Osica de Sus, Radomirești, Tiamare, Tufeni, Vădastra, Vădăstrița, Văleni, Vișina și Vulturești. Atenție, unele farmacii au program până la 14, iar altele sunt deschise până la 22.